alte zone, în special de fotolegata României, se știe că Transilvania a intrat în război cu 2 ani mai devreme, în 1914, spre deosebire de august 1916, când intră România în război de partea Antantei. Ce este important este că tocmai anul 1914 și începutul anului 1915, prima parte a anului 1915, bistrițenii și-au dat tributul de sânge, sunt foarte multe, inclusiv regimentul 63 este în multe etape, are o puternică jertfă de sânge și este de mai multe ori refăcut cu soldați tot din zona noastră. De aceea am și pus în camera cea numită un mic mausoleu, am pus mai multe informații legate de regimentul 63 infanterie care a activat la Bistrița, iar celălalt regiment unde au fost încorporați bistrițeni și năsăudeni este regimentul 32 Condes Dej. Există bistrițeni încorporați și în alte regimente, dar mai puțin. Acestea două regimente sunt legate de, în special de locuitorii din fostul județ Bistrița Năsăud și zona Vidovoca, care exista în fosta monarhie austro-ungară, eroilor în care am dorit să îi menționăm pe eroi pe care i-am identificat. În mod sigur există mult mai mulți decât cei pe care i-am scris. Pe cei care i-am identificat de pe monumente, din arhivele naționale și din anumite informații pe care le-am avut. Acest demers trebuie completat. Deci, în mod sigur, mai există eroi care va trebui să identificăm și să le aducem de cunoștință menționându-i felul acesta. Țigani, deci întreaga populație multietnică a Transilvaniei din acea perioadă. Acolo unde am avut mai multe informații prin direcția de arhive, am trecut. Pentru că simplele nume de pe monumente sunt doar nume. Dar este interesant, acolo unde am avut informații de urmărit, unde se menționează traumele prin care au trecut prin război și când am avut informații, am trecut faptul, de exemplu, că a murit de tuberculoză imediat după ce a fost lăsat la vatră, de exemplu. Adică el este tot o victimă a războiului sau imediat după un an sau foarte rapid după încetarea războiului. Ideea de a crea acest mausoleu a pornit de la faptul că dacă am spune că în primul război din zona noastră au murit 5.000 de oameni. Mi se pare o sumă, o cifră mare. Dar în momentul în care sunt aceștia trecuți pe liste, este impresionant tributul de sânge pe care l-a dat zona noastră. Pe lângă memorialul dedicat eroilor din zona noastră, am dorit să ilustrăm 10 personaje, am ales 10 personaje, în mod sigur există mult mai multe personaje care s-ar putea integra în această temă, despre care am avut cât de cât informații, adică am avut fotografii, am avut informații legate de personajele respective, dar în unele cazuri am avut și obiecte ca să ilustrăm în cadrul expoziției. Informațiile de pe panouri. Nu ne-am oprit doar la anul 1918, pentru că mi s-a părut sugestiv prin aceste panouri să urmărim viața unor personaje.